sincer, pentru un BMW M4 Competition din anul 2022 este rușinos. Deci nu venea să cred cât de urât putea să arate acest model cu noua grilă frontală. Astea sunt plăcuțele mele care... Launch control! Te-ai fi așteptat să-ți ofere un feeling mai sportiv. Hei, sunt Montrei și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit un clip nou cu BMW-ul M4 Competition și în minutele ce urmează vreau să vă prezint 10 lucruri pe care le urăsc la această mașină. Am cumpărat acest BMW acum 6 luni, în prezent avem 15.000 de kilometri împreună și pot spune cu toată încrederea că aceasta este cea mai tare mașină pe care am avut-o până acum din toate punctele de vedere. Sincer să fiu, m-am îndrăgostit de ea încă din prima zi și știți doar că v-am lăudat-o de fiecare dată în toate clipurile pe care le-am filmat împreună, însă nicio mașină nu este perfectă, așa că în clipul de astăzi vreau să vă prezint 10 lucruri care nu-mi plac la BMW M4 Competition 2022. Primul lucru care nu-mi place absolut deloc la această mașină și să fiu sincer, cred că este totodată și lucrul pe care îl urăsc cel mai mult. Cred că ați ghicit deja, evacuarea. Și într-adevăr, în momentul în care apăsăm butonul M1, mașina intră în modul Sport Plus și valvele se mai deschid puțin, însă nu în totalitate. Și chiar și așa... Sincer, pentru un BMW M4 Competition din anul 2022 este rușinos. Mașina asta a costat de nou 126.000 de euro și fiind un BMW M, din punctul meu de vedere ar fi trebuit să sune mult, mult mai bine. În realitate, ea sună mult, mult mai încet. Noi aici, în interiorul mașinii, avem un sunet fals oferit din boxe și mai avem și niște bubbles și pops and bangs. E mult spus pops and bangs în momentul în care schimbi în ture mai mari, după 6.000 de ture în mers. Din păcate, de pe loc nu avem așa ceva, însă chiar și în mers, sunetul acesta este mai mult fals din boxe și din păcate evacuarea mașinii nu sună absolut deloc cum ar fi trebuit să sune. Și ca să înțelegeți cât de restrictiv poate să fie acest sistem de evacuare pe care îl are mașina, o să vă pun chiar acum o poză pe ecran și după cum puteți vedea, mașina are în primul rând două catalizatoare principale, două catalizatoare secundare, două PF-uri, un rezonator și o finală foarte, foarte mare, care pe lângă faptul că blochează foarte mult din sunetul mașinii, mai arată și destul de urât în partea din spate a mașinii. Însă, v-am promis încă de când am cumpărat această mașină că acest lucru nu va rămâne așa și ieri am comandat noua evacuare full titanium a Krapovic de la prietenul nostru de la Custom Tuning. Sunt foarte fericit și foarte entuziasmat și ar trebui să ajung în cam o săptămână sau două în România. Asta este totodată și pentru prima oară când montez o evacuare de la Krapovic, care este și din titan, un material mult mai scump, ce va face această mașină să sune extrem, extrem de bine și atât vă spun. Doar ascultați puțin cum sună mașina acum și nu sunteți pregătiți pentru ce urmează. Noua evacuare este de la downpipe până în spate, nu am păstrat absolut nimic, o să fie nebunie, deci abia aștept să o montăm, însă acesta este primul lucru care nu îmi place la această mașină. În concluzie, dacă vreți să montăm noua evacuare din titan de la Krapovic cât mai repede, nu uitați să bușiți butonul de like și lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți ce idei de clipuri și modificări mai aveți atât pentru mașini cât și pentru motocicletă și așa cum v-am obișnuit, promit să citesc și să apreciez toate comentariile voastre. Și ca întotdeauna v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez următorul vlog. Un alt lucru ce mie personal mi-a plăcut absolut deloc la această mașină este noua grilă frontală. Îmi aduc și acum aminte de momentul în care cei de la BMW au postat primele poze cu noul M3 G80 și M4 G82, deci în acel moment m-am speriat efectiv, deci nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Îmi doream foarte mult să-mi cumpăr noul model de BMW M4, însă în momentul în care am văzut pentru prima oară pozele cu partea frontală a acestei mașini, nu mi-a venit să cred ce au făcut cei de la BMW. Este o tradiție la ei ca de la model la model să facă grila frontală mai mare, dar de data asta pur și simplu simțeam că mă uit la un calorifer, deci nu venea să cred cât de urât putea să arate acest model cu noua grilă frontală. Însă, în momentul în care am văzut cum arată grila modificată, în special aceasta stil CSL sau cea pe care am cumpărat-o eu de la prietenoși de la ASM Tuning, m-am îndrăgostit total, pentru că nu mi-a venit să cred cum o modificare atât de simplă, cum este această grilă frontală stil CSL din carbon, poate schimba atât de mult partea frontală a mașinii și în continuare susțin că botul unui M4 stock este urețel. Să fiu sincer, mie personal mi-a plăcut și îmi place în continuare mult mai mult grila centrală de pe modelul vechi de M4 G82 față de noua grilă stock de pe M4 G82. Din punctul meu de vedere, în varianta stock arată
nașpa. Și după ce o modifici cu această grilă stil CSL din carbon, pur și simplu aspectul frontal al mașinii se schimbă și mașina devine un monstru. Deci în această formulă mașina este mult, mult mai agresivă și consider că această modificare a salvat partea frontală a acestui M4G82. Ați putea spune că gusturile nu se discută sau că frumusețea este în ochii privitorului, însă foarte mulți din comunitatea BMW au fost deranjați de această schimbare și au criticat foarte mult această nouă grilă controversată de pe M4G82 și au primit foarte multe comentarii de hate chiar de la început, în momentul în care au prezentat aceste două modele, însă cu timpul s-au obișnuit cu această schimbare și, din punctul meu de vedere, acum cu această grilă nouă de CSL din carbon, noul M4G82 arată mult mai bine și mai agresiv din partea frontală, însă în continuare susțin că M4F82 arată mult mai bine din punct de vedere stock, așa cum pleacă din fabrică cu acea grilă frontală mai mică. Înainte să continuăm clipul, vreau să vă arăt foarte rapid cum să nu vă lasă țeapă în momentul în care vă cumpărați o mașină sau o motocicletă nouă. Primul lucru pe care îl fac eu personal întotdeauna este să-i verific seria pe car vertical, unde aveți și voi 20% reducere dacă folosiți codul Montrei sau primul link în descriere și o să vă arăt chiar acum cât de mult vă poate ajuta. Acest Audi A6 arăta foarte bine în anunțul de vânzare, însă după ce l-am verificat, am aflat în doar câteva secunde că mașina a fost adusă din America, unde a avut și un accident cu un cost al reparațiilor între 20 și 30.000 de euro. Raportul ne arată și poze cu mașina din trecut și, după cum puteți vedea, acest Audi a avut un accident destul de serios în partea frontală. Cam așa arăta mașina înainte și după ce a fost reparată. Problema este că dacă nu o verificai înainte să o vezi, cel mai probabil nici nu-ți dădeai seama. Și acesta este un alt Audi pe care l-am verificat și am rămas efectiv masca atunci când i-am văzut istoricul. Această mașină a avut kilometrajul dat înapoi nu o dată, nu de 2 ori, ci de 5 ori. Prima oară i-a dat doar 50.000 de kilometri înapoi, a doua oară a avut mai mult tupeu și a crescut la 100.000 de kilometri, a treia oară i-a dat doar 40.000 de kilometri înapoi, a patra oară încă aproape 100.000 de kilometri și țineți-vă bine, pentru că a cincea oară i-a dat kilometri înapoi de la 400.000 la 180.000 de kilometri. Și cel mai probabil, acum această mașină are aproape 1.000.000 de kilometri în realitate. O simplă verificare pe car vertical te poate scăpa de o țeapă de genul, așa că nu uita că ai 20% reducere dacă folosești codul Montrei sau intră chiar acum pe primul link descriere și discountul va fi aplicat automat în momentul în care verifici o mașină sau o motocicletă. Launch control? Un alt lucru care nu-mi place la M4G82 este cutia de viteze. Această cutie ZTF în 8 trepte este o cutie foarte bună per total, foarte lăudată, să spunem așa, cu foarte puține probleme, însă din păcate cu cât avansează de la an la an devine mai puțin brutală. Nu mai are zvâcul acela pe care l-avea M4 din generația veche sau, dacă ar fi să vorbim de acel feeling pe care ți-l oferea un M560 pe vremuri cu acea cutie DCT. Mă rog, nu este chiar cea mai bună comparație, pentru că sunt aproape 20 de ani diferență între cutia de viteze de pe un M4G82 și cea de pe M560, însă mi-aș fi dorit ca această cutie să ți ofere un feeling mai sportiv, un feeling M, pentru că, sincer să fiu, cutia pe care am avut-o pe BMW-ul seria 4 nu este foarte diferită față de această cutie de viteze de pe M4 și, deși sunt două mașini total diferite, mi-aș fi dorit ca în momentul în care dai un kickdown sau în momentul în care schimbi din padele să-ți ofere un feeling mașina, să-ți dea un mic zvâc sau măcar să poți seta asta cumva din meniul mașinii, pentru că această cutie îți oferă opțiunea să o setezi în 3 moduri. Avem chiar aici selectorul și avem modul 1 în care cutia schimbă vitezele cât mai eficient pentru un consum mai bun, însă, să fim sincer, cine și-a un BMW M4 să meargă la consum. Avem modul mediu în care cutia stă puțin mai turată și schimbă vitezele puțin mai sus și modul 3, care este cel mai brutal mod al cutiei, în care schimbă cât mai sus în 6000 de ture și te-ai fi așteptat să-ți ofere un feeling mai sportiv. Nu-ți oferă același vibe și același feeling pe care ți-l oferă cutiile mai vechi de viteze de la BMW, care ți ofereau acel zvâc. Mie personal îmi lipsește acea senzație, dar asta este, trebuie să ne obișnuim cu evoluția tehnologiei, pentru că din păcate cam toate mașinile în acest moment funcționează în acest fel și cutiile de viteză sunt optimizate în așa fel încât să schimbe treptele de viteză cât mai eficient și pentru o performanță cât mai bună. Un alt lucru care nu-mi place la această mașină este sunetul pe care îl scoate motorul la relanții. Acesta este modelul de motor S58, care, din câte am înțeles, are pompele de înalte montate în partea superioară a motorului și, practic, scoate acest sunet destul de deranjant și aduce cumva un pic cu sunetul pe care îl scoate un motor diesel la relantii. Și dacă ești puțin mai paranoia, așa cum sunt eu de fel, și auzi acest sunet al motorului, tind să crezi că acesta ar avea o problemă. Și vă dați voi seama că în momentul în care am auzit cum sună motorul pentru prima oară, după ce am deschis capota, m-am panicat puțin și am mers cu ea la un mecanic, pentru că aveam impresia că bate ceva. Dacă ascultați atent, auziți un mic ticăit.
Și nu, nu este distribuția, așa cum am spus, modelul S58, având pompele de înalte montate în partea superioară a motorului, face un zgomot mai pronunțat și face ca mașina la relantii să nu sune la fel de rafinat cum ar fi făcut un motor pe benzină în general. Însă, per total, această motorizare S58 este foarte, foarte lăudată și se spune că aceasta este una dintre cele mai bune motorizări de la BMW, în ciuda acestui zgomot de diesel la relantii. Am ajuns chiar acum la următorul lucru care nu îmi place la M4G82 și la noile generații de BMW M în general. Calculatorul este blocat și vine blocat din fabrică de BMW. De ce? Sincer, nu știu. De parcă nu era deja de ajuns că aceste mașini au niște sisteme foarte restrictive de eșapament și din păcate nu sună absolut deloc așa cum ar trebui. Acum avem și acest calculator blocat, ce nu ne permite să facem nicio modificare de software. Nu putem să facem un soft de pops and bangs, soft de putere, codări sau așa mai departe, pentru că în momentul în care intri cu laptopul pe mașină și încerci să faci o anumită modificare, calculatorul mașinii nu te lasă, pentru că acesta vine presetat blocat din fabrica de la BMW și pentru a-l debloca, în acest moment, din câte am înțeles, există o singură companie ce te poate ajuta să deblochezi calculatorul unui BMW M după anul 2020, luna a 7-a. Calculatorul mașinii trebuie trimis undeva în Rusia, dar mai nou am înțeles că este un punct și în Finlanda ca să poată fi trimis mai repede în Europa. Mai pe scurt, ar trebui să scot calculatorul de pe mașină, să-l trimit prin curier în Finlanda, să plătesc și undeva la 1000 de euro pentru a putea fi deblocat și abia după voi putea să fac un soft de putere mașinii, un soft de pops and bangs sau anumite codări. Însă cea mai mare problemă este că mașina fiind în garanție, evident că vei pierde garanția pentru că BMW nu te lasă să faci absolut nicio modificare, în special calculatorului mașinii pe care chiar ei l-au blocat intenționat ca tu să nu poți face aceste modificări. Foarte urât BMW, m-am supărat pe voi, adică am înțeles la treaba cu sistemul de evacuare și cu emisiile și cu reglementările din Uniunea Europeană, v-am înțeles, v-am susținut, am fost acolo alături de voi, am cumpărat în cele din urmă această mașină, dar foarte urât că ați blocat calculatorul acela, pentru că până la urmă, cine își cumpără un BMW M, nu rămâne cu el stoc, este împotriva legii să cumperi un BMW M și să mergi cu el la consum, să mergi cu el pe modul eficient sau să nu îl modifici, măcar din punct de vedere al designului. Și pe lângă asta, un alt lucru foarte, foarte nasol este că dacă îți vei duce ulterior BMW-ul la reprezentanță pentru o revizie sau pentru a repara ceva, dacă, Doamne ferește, angajatul de acolo are bunăvoința să-ți facă și un upgrade de software, să spună, bă, uite, M4-ul ăsta merge pe softul vechi, hai să-i facem din partea noastră un upgrade de soft, în acel moment, pe lângă faptul că vei pierde unlock-ul pe care l-ai făcut la ECU și calculatorul se va bloca iar, va trebui să-l dai iar jos de pe mașină, să-l trimiți iar în Finlanda, să mai dai iar 1000 de euro și să o iei de la capăt. Foarte mult stres cu mașina asta, foarte multe proceduri, foarte multe protocoale, ce din punctul meu de vedere chiar nu și-ar fi avut locul pe o astfel de mașină care este concepută pentru a fi o mașină distractivă. Cine își cumpără mașina asta o ia să distreze, să o modifice, să meargă cu ea așa cum trebuie mers cu un BMW M4 Competition. Un alt lucru care îmi place foarte mult la această mașină, dar în același timp îmi și displace, ba chiar pot spune că le uram la început, sunt cu siguranță scaunele M-Carbon Fiber. Această mașină are scaunele speciale din fibră de carbon, care sunt o opțiune ce costă 6.000 de euro pe configurator la BMW. Sunt niște scaune ce fac interiorul mașinii să fie mult mai special, poziția pe care ți-o oferă acest scaun este fenomenală. Nu știu cum să vă exprim în cuvinte ceea ce simt pentru aceste scaune, pentru că le iubesc, dar le și urăsc în același timp. Deci, senzația pe care ți-o oferă aceste scaune în momentul în care te urci la volan este pur și simplu unică. Însă, haideți să vorbim despre lucrurile care nu-mi plac la aceste scaune. În primul rând, această inserție de carbon din mijlocul scaunului. Pur și simplu nu ai cum să te relaxezi când stai în acest scaun. În momentul în care aveam Mercedes-ul E-Class, mai stăteam relaxat, mai puneam un picior așa, dar în aceste scaune pur și simplu nu ai foarte mult spațiu să te miști. Pe lângă faptul că e susținut de acest suport lateral, mai e un suport și în partea din mijloc. Aceste aripioare te îmbracă în scaun și nu te lasă să te miști stânga-dreapta, în special în momentul în care vrei să mergi și tu cum trebuie pe serpentine. Însă, per total, aceste scaune pot spune că sunt comode, m-am obișnuit cu ele, nu am simțit absolut niciun disconfort, în special în momentul în care m-am întors din Croația, am condus 16 ore cu doar câteva opriri la benzinărie, fără somn și fără să schimb șoferul. Și la finalul zilei, după ce am ajuns acasă din Custom Cars Grand Tour, după mai bine de 1000 de kilometri și 16 ore în care am stat în acest scaun, pot spune că nu le simt inconfortabile, însă nu îți oferă posibilitatea să stai relaxat în momentul în care ți-ai dori să faci asta. Nu îmi place absolut deloc momentul în care trebuie să cobori din mașină
sau momentul în care trebuie să intru în mașină, pentru că a durat destul de mult până m-am obișnuit cu protocolul de a urca și de a cobori din această mașină, pentru că după cum puteți observa, dacă nu te dai cu scaunul înapoi în momentul în care vrei să ieși din mașină, vei lovi pielea de pe volan, vei lovi acest suport lateral și această aripioară, care după cum puteți vedea s-a cam uzat în timp și din păcate, dacă nu te urci și nu cobori cum trebuie din această mașină, cel mai probabil va trebui să retapițezi foarte multe piese din mașină. Dacă vă uitați atent, observați că eu practic sar în scaun și nu mă așez așa cum ar fi trebuit, deci cumva și în momentul în care ies din mașină și în momentul în care vreau să mă așez, trebuie cumva să sari direct în mijlocul scaunului ca să nu te lovești de aceste trei părți care din păcate se uzează destul de rapid și din câte am văzut și în celelalte anunțuri în momentul în care voiam să-mi cumpăr aceste M4, majoritatea erau uzate în aceste două părți și din păcate, al meu s-a uzat și în partea aceasta pe volan până am învățat cum se urcă și cum se coboară corect dintr-un M4 cu scaune M-Carbon Fiber. Un alt lucru pe care nu-l suport la M4 G82. Astea sunt plăcuțele mele care nu trebuie schimbate. Plăcuțile de frână, deși sunt într-o stare foarte bună, așa au făcut încă din ziua în care am luat-o, la 16.000 de kilometri și am vorbit cu mai mulți posesori de M3, M4, M5, M8 și mi-au spus că așa fac plăcuțile de M și nu prea aici să le faci. Chiar dacă ar fi să pun altele noi, ar face exact la fel și nu fac chiar mereu, dar și când fac, iau zi. Da, mă rog, probleme minori. Un alt aspect care nu-mi place la acest M4 G82 sau mai bine zis la cupeurile de la BMW în general, pentru că din păcate această problemă se regăsea și pe BMW-ul M4 F82 generația mai veche, cât și pe BMW-ul M8 actual, este următoarea. O să vă las chiar acum pe voi să ghiciți. Exact. Din păcate, geamurile din spate nu coboară și pe lângă asta avem și acest stâlp B. Și acum vreau să ne aducem aminte de fosta mea mașină, Mercedes-ul E-Class Coupe, de care, sincer, la acest capitol îmi este foarte, foarte dor, pentru că pe acea mașină nu aveam acel stâlp B în mijlocul mașinii și aveam posibilitatea să cobor și geamurile din spate. Și acest aspect făcea ca mașina să arate mult, mult mai bine din exterior și la interior îți oferea o senzație de semi-cabrio, nu știu cum să explic. Știu că nu prea are sens ceea ce spun, însă chiar îmi lipsește foarte, foarte mult acea opțiune, să-i spunem așa. Nu este chiar o opțiune, însă cei de la BMW au ales să monteze acel stâlp B și să nu-ți ofere posibilitatea să cobori geamurile din spate. Nu este o problemă chiar atât de gravă, este mai mult ceva de design, însă mie personal mi-este foarte dor de acel feeling pe care îl aveam în interiorul Mercedes-ului, dar din păcate cei de la BMW nu fac așa ceva. Și pentru că s-a înserat, acum este momentul perfect să vă arăt următorul lucru care nu îmi place la acest M4 G82. Luminile ambientale de la interiorul mașinii. Nu mă înțelegeți greșit, arată foarte bine și acestea, însă știți doar că eu sunt obișnuit cu multe lumini ambientale, cum eram în trecut cu Mercedes-ul E-Class Coupe. Avem câteva lumini ambientale și în acest interior, însă mult mai puține față de cum eram eu obișnuit cu fosta aia mașină. Și pot spune că acesta este unul din primele lucruri care mi-a lipsit în momentul în care am trecut la acest BMW față de Mercedes-ul pe care l-aveam înainte. Știți doar că Mercedes este renumit pentru interiorul mai elegant, mai luxos și în special pentru luminile ambientale și din păcate acest M4 G82 are câteva minusuri la acest capitol, însă în general BMW nu prea pune accent pe luminile ambientale de la interiorul mașinii. Singurele mașini care au parte de mai multe lumini ambientale sunt în general seria 7 sau seria 5 sau mă rog M5, însă pe M3, M4, M8 și așa mai departe, cei de la BMW nu prea au pus accent pe lumini ambientale și acesta este un minus pentru mine, pentru că mie îmi place foarte mult să conduc noaptea și de asemenea îmi plac foarte mult luminile ambientale. Cea mai pronunțată culoare este acest albastru, însă mai avem opțiunea aceasta bronz, bronz cu alb, portocaliu, alb, albastru cu alb, verde, verde cu alb, liliac, mov cu alb și în mare cam astea sunt toate luminile ambientale. Însă preferata mea este albastru pentru că dintre toate se vede cel mai bine noaptea. Deci pe lângă faptul că acest interior nu are foarte multe lumini ambientale, nu are de asemenea nici foarte multe opțiuni de culoare și intensitatea este una destul de mică. Însă știam acest lucru încă de când am trecut de la Mercedes la BMW pentru că așa cum am spus, Mercedes este mult mai renumit pentru luminile ambientale de la interiorul mașinii. Am vorbit deja despre 9 lucruri care nu îmi plac la acest BMW M4 și să fiu sincer cu voi, am stat foarte mult să mă gândesc și nu am reușit să mai gândesc încă un lucru, așa că în mare cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să pușiți butonul de like și lăsați chiar acum un comentariu dacă vreți să montăm noua evacuare sport din Titan de la Crapoviști cât mai repede și de asemenea o să vă las pe voi să decideți care este cel de-al 10-lea lucru, ce nu vă place vouă personal la această mașină. Chiar sunt curios să aflu, așa că promit să citesc, să apreciez toate comentariile voastre.
Și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez următorul vlog. Dacă aveți plăcerea, mă puteți urmări și pe profilul de Facebook, Instagram sau TikTok, le găsiți aici pe ecran sau jos în descriere și în încheiere vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest clip până la final. Eu am fost Montre, iar până data viitoare v-am pupat. Pa! Thank you.